Bună ziua, pescari! Bine ați venit pe canalul Amorfish! Astăzi aș vrea să discutăm despre o mare problemă cu care se confruntă prietenii noștri de la pescuit la Method Feeder. Am văzut că foarte mulți au probleme cu găsirea acelor codițe pentru Method Feeder, acele codițe care ajută la stabilitatea în zbor a Method Feeder. Așadar, eu voi vorbi astăzi despre metodurile de la Prestor. Cum am găsit o codiță pentru aceste metoduri? Sunt metodurile, părerea mea, cele mai bune de pe piață, așadar eu le folosesc. Eu cred că din greșeală am dat de această variantă pentru codițe. Este vorba de așa ceva. Acestea sunt niște anti-tangle-uri care le găsiți la Decathlon. După cum vedeți, sunt rigide. Sunt 4 la număr. Și cred că au vreo 40 de centimetri. Cam mărime. De 40 de centimetri. După cum vedeți, la 40 de centimetri puteți face 4 din ele, 4x4, 16 bucăți de asemenea codițe care le puteți folosi la metod. La mine aici în Italia ele costă în jur de 3,50 euro această confecție. Așadar, eu deja am tăiat deoarece le folosesc de mai mult timp, am tăiat deja și vă arăt cum intră. Apropo, după ce le tai, nu e nevoie, le tăiați foarte ușor cu un clește de fir. Eu am o mică pilă cu care în mijloc fac un pic de șanfren pentru liniștea mea sufletească, că nu taie fir. Nu este nevoie, dar eu le fac așa, da. După cum vedeți, hai să mă apropii de cameră. După cum vedeți, acesta este metodul. Așadar, aceasta va intra precis și destul de forțat pe acest canal al metodului. Din acest moment, cum vedeți, nu este foarte rigidă. Așadar, în acest moment aveți o codiță perfectă, după cum vă spun, nu se mișcă de aici niciodată. Sper că cu acest video v-am ajutat să găsiți încă o variantă la aceste codițe de stabilizare a metodului. Mi-ar face mare plăcere să-mi dați un like, să vă abonați, în comentarii să vă spuneți părerea despre această variantă de codiță și să share-uiți acest video ca el să ajungă la cât mai multă lume. Fire întinse tuturor, numai bine!